Suntem invadați pe piața de consum de tot felul de produse de import, ambalate frumos și intens promovate, astfel încât produsele locale au pierdut încet, dar sigur, din clienți. Dacă totuși te hotărâști să cumperi un produs de fabricație locală, se poate să ai surprize dintre cele mai neplăcute. Așa a pățit și un sucevean care a plătit pentru salam de vară și s-a ales cu bucăți de metal printre cele de carne. El a făcut plângere la Comisariatul pentru Protecția Consumatorului, iar inspectorii de aici vor controla cu atenție unitatea de producție care a scos pe piață astfel de preparate. Din păcate, foarte mulți consumatori se confruntă cu astfel de situații, însă nu sunt la fel de porniți și nu fac reclamație.